S-au împlinit 173 de ani de la reformarea Corpului Slujitorilor în Jandarmi. În cinstea acestei zile, cu importanță deosebită, la Palatul Culturii Teodor Costescu s-a organizat un simpozion în cadrul căruia jandarmii mehedințeni au fost felicitați de către autoritățile locale cât și județene pentru profesionalismul acestei instituții deja seculare. În perioade de liniște, dar mai ales în situații de urgență, jandarmii români sunt mereu la datorie pentru a-i ajuta pe cetățenii care au nevoie de sprijin și a menține ordinea și siguranța comunităților. Aș vrea să încep cu primele consemnări despre jandarmii mehedințeni. Apar la 30 iunie 1864, când a fost elaborată ordonanța numărul 896, consemnată de domnitorul Alexandru Ioan Cuza, prin care se înființează Inspectoratul 2 Craiova, în compunerea căreia intră și escadronul 4, turnul Severin. Timp de 15 ani, structurile și efectivele cunosc mai multe modificări. Organizarea jandarmeriei ținuturilor din Moldova, anilor 1850-1864, a călărașilor și dorobanților din Muntenia, a faptului că în majoritatea statelor europene exista o asemenea armă, guvernul conservator condus de Lascăr Catargiu prezintă guvernului proiectul legii asupra înființării jandarmeriei rurale, proiect promulgat prin decretul legal numărul 2919 din 30.08.1893, semnat de Carol I, care a pășit pentru prima oară pe pământ românesc la turnul Severin. Cu ocazia împlinirii a 173 de ani de activitate, în care jandarmeria română și-a construit credibilitatea în societate, cu fiecare intervenție, cu fiecare mână de ajutor oferită și fiecare viață salvată, autoritățile locale, cât și cele județene, s-au strâns în cadrul unui simpozion organizat în municipiul Drobeta, turnul Severin, pentru a felicita performanțele acestei arme ale Ministerului Afacerilor Interne. Președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu, a felicitat una dintre cele mai importante arme ale Ministerului Afacerilor Interne, Jandarmeria Română, o structură foarte importantă pentru siguranța societății și buna desfășurare a activităților la nivel local și județean, pentru performanțele și profesionalismul de care au dat dovadă ani la rândul. Totodată, Consiliul Județean Mehedinți păstrează un parteneriat de excepție cu Inspectoratul de Jandarmi Județean în misiunea de a consolida sentimentul de siguranță în rândul cetățenilor. Vă felicit pentru împlinirea a 173 de ani de la înființarea instituției în care vă desfășurați activitatea. Arma pe care o slujiți este garantul stabilității, siguranței, liniștii și ordinii publice. Pe parcursul celor 173 de ani, instituția a dobândit principii solide bazate pe competență, profesionalism și devotament. Trebuie să continuați în același mod pentru a ține pasul cu cerințele societății actuale de siguranță publică, echilibru, normalitate și să vă desfășurați activitatea astfel încât cetățenii să se simtă respectați. Fie că suntem autorități publice locale sau reprezentanți a instituțiilor de forță, toți cei care suntem în slujba cetățenilor trebuie să avem același obiectiv, să asigurăm un viitor european cât mai bun și cât mai sigur pentru mehedințeni și pentru români. Edilul municipiului Drobeta, turnul Severin, Marius Creciu, a felicitat această structură a Ministerului Afacerilor Interne pentru profesionalismul de care au dat dovadă ori de câte ori a fost nevoie, acționând disciplinat și corect acolo unde situația a impus acest lucru. Acesta le-a mulțumit celor care servesc cu mândrie municipiul, dar și țara, pentru buna colaborare la nivel local, în vederea asigurării ordinii publice și siguranței cetățenilor. Încep prin a vă felicita pe toți cei aflați în sală, dar și pe colegii dumneavoastră care nu sunt aici, pentru profesionalismul de care dați dovadă, pentru seriozitate. Sunteți o instituție respectată de cetățenii municipiului, îmi doresc să fiți la fel. Îi felicit și pe foștii comandanți aflați aici în sală, care au pus umărul ca această instituție să fie ceea ce este astăzi. Sunt convins că și de aici încolo lucrurile se vor întâmpla la fel. Personal, vă mulțumesc pentru colaborare, pentru modul în care înțelegeți să vă efectuați misiunile atât la nivel de județ, cât mai ales la nivel de municipiu și sunt convins că în continuare vom avea o colaborare la fel de bună.
La fel vă urez și o sănătate familiilor dumneavoastră și azi la acest aniversar un călduros la mulți ani. Prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, și-a exprimat aprecierea pentru jandarmii mehedințeni, care au fost mereu la datorie și au asigurat siguranța cetățenilor. Acesta și-a exprimat de asemenea încrederea și convingerea că Inspectoratul de Jandarmi Județean dispune de un corp profesional bine pregătit, structurat și bine intenționat. Avem toată încrederea că dumneavoastră sunteți o echipă de profesioniști, o echipă de oameni integri, care reușiți să aduceți în jurul dumneavoastră, în cadrul instituției dumneavoastră, mulți tineri, să faceți această tranziție de care aveți nevoie. Știu că aveți și o bună colaborare cu autoritățile administrației județene, cu instituția prefectului, vă știu din activitatea curentă, dar am observat o bună colaborare și cu Consiliul Județean Mehedinți, cu Primăria Municipiului Drobeta Turnu Severin, cu Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, și știu că aceste organizații, aceste structuri v-au sprijinit de foarte multe ori și cred că o vor face în continuare. Vreau doar să vă rog ca în continuare să aveți aceeași atitudine profesionistă, aceeași atitudine de oameni integri, oameni verticali, și să vă faceți în continuare datoria să aplicați legea, dar să țineți seama și de situația în care sunt concetățenii noștri la nivelul județului, să comunicați foarte bine cu aceștia, să încercați să-i înțelegeți. Pentru că trendul de credibilitate al instituției dumneavoastră este unul foarte bun. Închei aici, urându-vă multă sănătate, multe succese în activitatea dumneavoastră personală și profesională, aceeași relaționare foarte bună cu autoritățile județene. La mulți ani și toate cele bune! În cadrul simpozionului organizat cu prilejul împlinirii a 173 de ani de la înființarea acestei instituții, au fost înaintați în gradul următor, înaintea expirării stagiului minim, mai mulți jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean, pentru spirit civic, comportament adecvat și rezultate excepționale obținute prin practicarea acestei meserii. În conformitate cu prevederile legii 80 per 1995 privind statutul cadrelor militare, cu prilejul zilei jandarmeriei române, următorii ofițeri din Inspectoratul de Jandarmi Județean Mehedinți se înaintează în gradul militar următor înaintea expirării stagiului minim în grad, după cum urmează. În gradul de maior, capitan Nicola Constantin. În gradul de capitan, locotenent Ciobanu Marius Daniel. Locotenent Caramatescu Gheorghe Bogdan. Locotenent Ristea Lucian Cristi. Pe lângă acest simpozion au fost organizate expoziții cu tehnica din dotare, unde cetățenii puteau admira câteva dintre armele aferente, diverse instrumente pentru anumite operațiuni, cât și, spre încântarea tuturor, câinii polițiști, care reprezintă un ajutor de nădejde pentru cei aflați la datorie.